seara. Am întrebat de voi, câți dintre voi ați fost în situația ca să fiți prea turbulenți și nu? În seara asta vreau să mă vorbesc despre o experiență de genul ăsta pe care am trecut și eu. Eu sunt membru al organizației de studenți, uite la ISE. La o vreme de contract, am fost luat o poziție de middle management, eram un mic leader, fără nicio cunoștință de la leadership. În schimb, vreau să fiu cel mai bun și s-a încercat în rezultate. E bine, nu am fost așa săptămânile, au trecut, iar răsărătările nu mă păreau. Apropo de situația pe care am să gestionez și chiar dacă motivația mea era una bună, eram foarte așa de dorința mea de a fi cel mai bun. În același timp, aveam și facultate și normal că așa dobândeam să am cel mai note, să fie cel mai bun și nici acolo nu apăreau notele mari pe care le apăream. Astfel că am observat că nu sunt bun la facultate, nu sunt bun nici la nici mai este, așa că mi-am făcut obiceiul nesfântos, le-am spune că nu sunt bun la nimic. După un timp, în luna mai acestui an, am participat la o conferință locală, ISE, în care, în cadrul unei ședințe, am făcut următorul exercițiu pe care vreau să fac o conferință la asta, într-o măsură mai mică. O să vreau să vă mulțumesc toți opinii și să vă răspundeți în gând la următoarea întrebare. Pe cine nu ați iertat încă? Această întrebare ne-a fost pusă și nouă în cadrul acelei conferințe. Mi s-a cerut răspunsul fixat. Unul dintre răspunsurile tale a fost răspunsul care mi-a schimbat la percepția asupra modului în care eram în momentul ăla. Răspunsul a fost următorul. Fiindcă încă nu m-am iertat pe mine. Cuvintele astea simple mi-au oferit energia de urmare, încât instantaneu, fără nicio exagerare, am început să plâng pe loc. Și în secunda aia, mi-am văzut ultimele luni în care o să n-am fost în bude de mici și mi-am seama că trebuia să fiu pur și simplu mai detașat. Asta că de atunci și până astăzi, mi-am făcut tot ceva de-a detașat de situațiile care greșesc sau în care lucrurile merg prost. Și să stau deoparte, să analizez, să văd cum pot să creu situația respectivă, ce pot să fac și fac pe viitor, astfel încât să nu mai am problema respectivă. Deci, așa să vezi și voi pe momentele astea în care să fie greșit. Dar să nu voi fi greșit, pentru că altfel, dacă nu greșim, cred că nu putem evolua. Gândiți-vă la lucrurile la care sunteți voi și la care vă pricepeți și concentrați-vă pe ele. Și nu pe lucrurile la care credeți că nu sunteți buni. Vă invit astfel să las mintea pentru voi. Să faceți prospecție și să vedeți dacă cumva sunteți prea turbi voi ieșiva și puteți să vă invitați. De lucrurile astea. Mulțumesc!